Și are nisip în principal. Și cu artitul. Ia, bă! Are nisipe dominant. Wow, asta înseamnă că este un orizont mineral. Cum se notează orizontul ăsta care are fund? Goama, da? Lăsăm puțin pe ăsta deoparte. Adică de aici până aici. Și ne legăm de ăsta. Ăsta de aici. Am explicat deja cum se formează. Deci conține oxid. Sau, vă spun eu cum se formează și voi spuneți cum se numește. Se formează prin alterarea materialului parental, care e puțin mai jos, și acumularea în loc a oxidului. Deci un orizont format prin alterare și precipitare în loc a oxidului. Cum? Foarte, de alterare. Nu sau? Renzime sau... Am făcut degeaba, băi, un an de solus. Deci, relatări de la munții Lotru. Plouă. Haide să mergem, să mergem. Nu mai nouă, mergem de propriu. Plouă, Corinthian. Ce ai tot oricând? Nu-i așa, domn profesor? Să faci poze jos la covârre.
mai neașez, mai ne lasă să ne așezăm pe scaune la autocar. Și lui Emilia a murdărit. Va trebui să spăl 2 ore la iseară. Hai să mai vedem. Triput.